Bună dimineața, România! Că v-am zis, România e mișto. Restul? E ghinion. Da. Dă făci, găsiți un job, poți să cauți un job, te-ți la job, te-ți job, că munca e grea, mă, te-ți devii nevastă mea. Da, te ce-mi speli, trebuie să-mi speli ciorapii, să-mi tuți pula, să mă fuți în cur cu jucărie, să-mi faci aia la tăți ce simți. Toate femeile astea au... Da, sunt toate materialiste. Să zicem, nenorocită dracu, nenorocită dracu, nenorocită. Da, sunt nenorocită, de ce face asta, mă, că sunt oameni, în fai, da, da, știi, așa. Te vezi, mă, că stai cu mâna în mână! Toată ziua tu stai cu mâna în mână, cu arun, nu faci nimic! Eu am văzut bărbați care mai beau, știți? Da, v-am spus că eu mai socializez, da, eu trec prin lume, știți, și fac observații, da. Dar ei beau non-stop. Ei beau non-stop și se plâng de neveste și de gagici care nu vor mai... Da, și le lene, mă, că sunt leneșe, știi? Da, și mai sunt și obosite. Da, de ce trebuie, mă? Da, de ce ne trebuie nouă, dragă femeie de serviciu? Da, și de ce ne trebuie nouă să angajăm o firmă de curățenie? Că, știi, auzi? Dar nu pe bun acum, bun, nu angajăm firmă de curățenie. Nu e o problemă, super cool. Bă, ce ar fi, știi, da? Următoarea dată când te fuți în cur, înțelegi? Te fuți în cur. Știi că deci, nu angajăm firmă de curățenie, nu mergem să căutăm un băiețel care să facă chestia asta, nu luăm jucăria, nu o băcăm în cur. Ați fi treaba bună, dacă știi, că adică dacă e să fie democrație și așa, democrație tot e care, că n-avem nevoie de fămă de serviciu, că n-am nevoie de ce am nevoie de fămă de serviciu. N-are nevoie niciodată de ajutor, da, ea nu spune niciodată, de ce ești or, nu vezi? Bă, e gunoiul lângă tine, nu-l vezi? Trebuie să zic că nevasta. Trebuia să-mi zică și mie să facem și noi, știi, că ziua păi, știu, că nu mi-a zis băiat, trebuia să-mi zică mie, știi, că eu nu sunt băiatul, băi, eu zic, eu colaborez, eu trebuie să fac, eu ca fac, serii bune, bămâne, bămâne, tot ei făceau când vă duceți beți, toți așa frumos, și după aia sunteți supărați când vă spunem că sunteți gay. Bă, nu mai plânge de ăla! Care se duce și suge pula în față la o operă. Înțelegi? Că tu stai cu prostul de lângă tine, care crede că e prietenul tău, da? Dar de fapt stă cu tine, ai înțeles? Că poate o bagă nevastă ta în seamă. Să-i sucă și lui pula, că era odată a venit la tine, fără să vrea. Așa. Și te-a auzit pe tine cum erai foarte încântat, extraordinar și mai pe mine. Și s-a stricat ceva pe creier. Da. Și de-aia vine, știi? Da. Adică ea nu-l doare în curbă tine, știi? Da. Și în afară de asta mai vrea lui convine că-i dai bere, vin, știi? E vinul tău. A, n-am astăzi bere. Las că mă duc să-l întreb ce face pe Ixulească, pe Ixulescu. Așa. La fel și femeile, știi? Las că n-am nu știu ce, las că mă duc la ea și fac o chestie, știi, da, mă la ea și s-a de vorbă, da, și băi, știți cum sunteți voi? Și mai apărut și asta, mă, și făcut, toate au apărut acum și au apărut și au făcut, da, apărem, te să facem, nu mai e, păi dacă voi sunteți inculți, voi sunteți pe combinații, avem combinații, am combinații? Ce-ai combinat, mă? Ce-ai combinat, mă? Vinul? Cu ce? Cu sifonul? Bă, tai că nu și părinții mei și ei care m-au crescut pe mine, știți? Mișto băieți, bă, bărbați, știți? Deci, ei asta combinau, ați înțeles? Știți? Asta combinau ei, știi? Că ei când muncea, tată muncea, mă, nănecă! Nu era pe combinația, mă, nu-i combinația, nu-i combinația, mă. Da, e așa. Ei, vă duceți, futeți femeile și la sfârșit vreți să plecați cu cadouri în mână. Cu amintiri. Nu, dragă, nu sunt cadouri, sunt amintiri. Da, sunt amintiri. Dar ce vrei să te plătesc? Ce vrei să-ți dau? Vreți, care ta zic bine limba?
Nici limbi nu știi să tragi, bă, băiatu. Ce să-ți fac? Păi bune, serios acum, dacă e să mui, știi? Că, na, e același lucru. Muia e de două forme. Bun. Eu, spre deosebire de voi, ați înțeles, nu vin să vă povestesc, să pun bipuri, ca să spun că aceste, ceea ce fac eu este pentru, persoane, să mă folosesc de persoanele minore pe care voi credeți că le educați în felul ăsta. Da. Vezi, bă, că își face unul de 13 ani, 14 ani, leaba în baie. Ai înțeles? În timp ce tu îți pui bip pe ăla. Nu vrei și nu creezi. Ce faci? Te ridici pe ce? Pe timpul liber al tineretului? Pe oratul! Oprește-ți ăla! Vine, vine câte o troglodită din asta, știi? Ea face emisiune, mă, știi? Da, ea face emisiune și pune bipuri. Exact ca și cum nu s-a spus cuvântul ăla, dar s-a pus bip, mă, dacă ta s-a pus bip, e liber la, e liber la la promiscuitate. Ați înțeles? Asta este diferența, asta ca voi să înțelegeți ce înseamnă cu adevărat să fii ipocrit. Eu câteodată când am timp liber, fac asta, fac un video, am timp să fac, să mă duc, că dacă, și dacă mă întâlnesc, nu bă, eu vă rog frumos, dacă vă mă întâlniți și știți și v-ați regăsit în videourile astea, nu mă salutați! Că eu nu am timp, nu că sunt ipocrită, să vă repet ce v-am zis aici, este că eu nu am timp, ați înțeles? Eu în timpul meu liber, când eu merg pe stradă și mă să-mi fac chestii, da? Eu nu am timp să mă scuip cu tine, ai înțeles? Că ai fost tu o canalie ordinară, o perversă împuțită, un leneș nenorocit ordinar, care crede că... dar hai să-mi iei sprijin, dar ce, nu-ți-a dat măta de mâncare? Îmi aduc aminte, eram odată la studio, eu mă tot chinuiam eu cu ale mele, îmi vedeam de treaba mea. Eu ieșisem din vreo trei relații ieșisem. Am avut și momentul ăla. Am fost și la urma urmei, în momentul în care e jos, dacă nu poate să ridice unul, poate să ridice cinci. Nu asta este problema gravă. Ați înțeles? Problema aia gravă este să fii prost. Ai înțeles? Și să spui, ești unica persoană din viața mea. Dă-te drept, vezi că te-ai fătut aseară. Vezi că te-ai întins prin spate, pe nu și pe unde, ai înțeles? Da? Tu chiar te-ai întins, spre deosebire de mine, înțelegi? Tu chiar te-ai întins, înțelegi? Dacă erai disperare. Nu zice nimeni nimic. Ca voi să înțelegeți, eu sunt pro. Eu sunt omul care eu rezolv situația. Asta nu înseamnă că dacă eu, că ești în momentul în care tu i-ai intrat, știți cum e, ca la pisicile în călduri, du-te fă în altă localitate, adică măcar nu te du pe lângă, ai înțeles? Și nu chema pe aia care ești să-i spui, bă, știi, eu am făcut un fugit, nu pot să scap de un fugine, știi, da. Scoapă-mă, fă o scenă. Bă, e oribil, foarte oribil, este penibil să faci asta, să ceri ajutorul unor oameni. Sau, în momentul în care o persoană nu te-a băgat în seamă și nu... A fost în căldură, dragă. Da. Și, bă, ce dracu nenorocit, a fost în călduri și n-a fost cu mine, mă. Cum mă duc acolo, mă? Dar eu sunt extraordinar, mă, și ne mai pasă, mor. Așa sunteți. Hai mai să facem, să facem, să facem, să facem. Hai mai să facem, să facem, să facem, să facem. Hai mai să facem, să facem, să facem. Hai mai să speriem, mai să facem. Dar mai să facem combinații, mă, combinații. Hai că n-ai ce să mănânci. Vezi că n-ai casă unde să stai. Ce să construiești tu? Pe 40 de ani, 30 și ce? Ce pizda, mă, te-ai făcut, mă? I-ai ținut trei la șeful, nu? Ce ai făcut? Ești sub pula lui ăla. Care? Pula de formă de orgoliu. Că în fiecare zi asta faceți. Vă acoperiți unii pe alții de proști ce sunteți, v-am spus.
Că vă povestesc. Era prostul, dar aici eram când aveam dragi și nervi, când mi-am pus, în aventa așa la pază și protecție, da? Prostul care a făcut, că m-a văzut că eram nervoasă și supărată, știi? Că mă acuză că a intrat nu știu unde. Păi dacă a intrat, spre deosebire de tine, eu am auzit ce am auzit, că erau niște gunoaie ordinare împuțite care scriau în fiecare zi. Dar ce fac când te-ai apucat de video chat? Adică de ce? Că eu trebuie să scriu aici, că trebuie să-mi suci pula, știi? Trebuie să-mi suci pula. Și în fiecare dimineață el scria că trebuie să sucă pula. Ați înțeles? Vezi că ajungeai în pușcărie dacă nu te scoteau proștii ăștia. În pușcărie te intrai. N-ai voie să faci asta. Sub nicio formă, în pușcărie ajungi, înțelegi? Deci tu ajungi în pușcărie, nu ai voie să faci asta. Acum, într-o altă ordine de idei, nu ai voie să faci asta. Nu ai voie să o alergi pe madame, Maia Morgenstern, că și-a arătat țele pe nu și pe unde și că este, cum se numește, și că este... că este de etnie evreu, mă rog, etnie, de religie, whatever, ce este, rasă, nu mai contează. Așa, n-ai voie la mine să urli după stradă, că să-i gândești, în morții, mătii, cu România ta, ce pizda, mătii, știi să faci? Ai fă pământ, vezi, ca alții pământ, n-ai, te-ai trecut din gură, uite-te la tine ce șleampătă ești, uită-te la tine că nici măcar nu știi să vorbești pe drum. Uită-te la tine cât de prost e ăla cu care mergi pe drum. Uită-te la tine cât de proastă te-a făcut măta când ai mers și ai încercat să intri să înveți despre, videochat și despre ce se întâmplă pe acilișa. Uită-te la tine cât de prost și cât de proastă te-a făcut măta că ai mâncat aha din gură. Ai înțeles? Că trebuie, să faci rău, mă, că deci mănâncă, mă. Da, că... Cum să zic așa ceva despre mine, mă? Că ce ți s-a luat? Ce ți s-a luat jumate de... Ți s-a luat jumate de ce? Că ai auzit că nu știu cine ți-a zis. Vezi că lumea zice și fără să zici tu. Lumea zice și fără să zici tu de ce. Că te vede că te simți bine cu un om și că te împaci. Și încercă să bagă râcă. Și ăla care este mai prost, crede. Ați înțeles? Nu se duce la omul ăla să-l întrebe. Ei cere cont. Și mai că nu-i zic eu. Adică cum că eu eram mai că el credea că el este un om extraordinar și că îi respectă. Vezi că nu te respectă nimeni. Cum ziceam, eram într-o zi la studio și începuseră ăștia să facă reclame. Apăruseră tot felul de studiouri și începeau să povestească. Astea care făcuseră studiouri în care femeile se ajutau reciproc, mă rog, whatever ce făceau ele acolo în studioul ăla. Așa, și în care povestea, scosese la imprimantă, în care povestea despre ăștia care, cum îi numesc eu, bombardieri, care se combină cu gagici de genul ăsta și încearcă să le facă parea de bani. Adică eu v-am explicat că era ăla. Eu am ieșit, efectiv, că am avut momente când mai ies și eu. Dar v-am explicat de ce nu mai ies cu români. Din cauza asta nu mai ies cu români. Ca voi să înțelegeți că sunteți proști, mă. Voi sunteți săraci. Și sunteți săraci cu duhul. De-aia nu mai ies cu români. Ca voi să înțelegeți de ce nu ies cu români. Că nu mai caz de urgență. Și cu românii care ies, sunt țărani, tată. Eu ies, mă, la Procrea Candeal. Că în Procrea Candeal ăla apreciază. Că o femeie ca mine i-a zis bună dimineața. Spre deosebire de prostul din colț, care el nu apreciază. N-apreciază femeia care își cumpără singură bilet de ceva. Nu apreciază femeia care nu știu ce. Ea trebuie să facă, știi? Așa. Voi sunteți atât de imbecili. Înțelegeți? Vă băgați peste viața unui om. Știți? Un om are un trecut. Nu știu dacă realizați voi. Un om are un trecut. Când intrați în relație cu un om care are un trecut, da?
Faptul că voi v-ați băgat în relația respectivă, asta înseamnă că omul respectiv s-a... și-a luat la revedere de la trecut. Că unii oameni merg și așa, eu v-am explicat. Intrase în burnout și ce mai fi fost, credeți că am stat eu acolo să mă uit. L-am văzut, l-am luat, l-am cunoscut, l-am nu știu ce. Fiecare interpretează la nivelul lor de înțelegere, la prostia din creierul lor, la mizeria din ce aveți voi acolo. La voi totul e pe ipocrizie, e pe pupat în cur la suprafață. Voi n-aveți tupeu, ați înțeles? Eu chiar și înscris, nu mai contează că e pe nu știu ce. Eu nu stau să analizez care a fost tâmpitul. V-am spus. I-am luat pe toți și le-am spus, băi, sunteți tâmpiți. Dacă erați deștepți, ați înțeles? Vă vedeați fiecare de treaba lor. Nu vă băgați în seamă, nu intrați în nu știu ce, nu vă băgați în discuții de genul ăsta. V-ați fi văzut de treaba voastră. Dar nu s-au văzut. Și ce au făcut? Și au făcut videourile pe care eu vi le-am făcut în trecut despre așa. Eu v-am arătat cam cum se vede o persoană feminină, da? O persoană de sex feminin, interpretând un prost de sex masculin care era foarte supărat pe mizeria de studiouri care a apărut sără unde nu aveau loc bărbați. Înțelegeți? Da. Cam așa a gândit el. Deci așa era momentul respectiv, așa arăta, aș fi arătat tăcerea dacă ar fi avut cuvinte. Exact ca în videoul respectiv. O să vă spun mai târziu și acum mai sunt astfel de studiouri unde ele se sunt încântate și sunt foarte fericite că acolo, la studioul respectiv, sunt doar femei acolo, că nu se mai privește și altcineva. De parcă cei care se uită la tine acolo nu sunt tot. Da. Prin bunăvoința faptului că este o persoană foarte generoasă, acest video, eu din sărăcia mea m-am dus și am cumpărat apă, știți, da? Și am sponsorizat aceasta, eu sunt sponsorizarea, așa, fac reclamă unei astfel de, da, așa, vă rog frumos, bă! Știți? Așa. Bun. Ca și vodka, ca și altele. Și țigările, știți? Bun. Deci cam asta este la voi. Voi atâta puteți. Că ăsta este nivelul vostru. E nivelul vostru. După ce să fac? Și din ce bei? Într-un pahar? Da, mă, știți? Eu așa sunt pe bogăție. Da. Așa mă respect eu, știi? Am un pahar. Aveți grijă că n-am 500 de pahare, știi? Mama avea obiceiul ăsta, una din așa. Era obsedată, fapt, ambele. Era obsedată să-și cumpere pahare de cristal și nu știu ce căcaturi, știi? Așa. Să vedeți voi mare supărare că i-am dat... am lăsat toate cristalurile și toate paharele unei persoane. Da, mă îmbogățeam, dragă. Ca să fii darnic, să-i dai cuiva ceva. Dați seama că dacă eu veneam de acolo, din Moldova, de la Pocarca, din deal, unde m-am mutat eu și până m-am mișcat eu în toată viața asta, că în viața asta eu m-am mișcat pe o grămadă de locuri, așa, dacă eu mă mișcam cu, cum se numește, cu tonele de căcaturi din alea, de cristaluri, vă dați seama unde ajungeam, adică nici măcar nu știe că ea le costă foarte mult. Bun. Mai departe. Unde am rămas? De-aia le și ține în ăla. Voi, că nu le beți. Voi le țineți ca să nu cumva. Vezi că pe vremea al Ceaușescu chiar se beiau din pahare de genul ăsta. Adică oamenii nu era pentru ocazie deosebită. Făceau ei să pară
o întâlnire, o ocazie deosebită, ceea ce nu se întâmplă acum pentru că nivelul vostru de prostie este ridicat. Vezi? Știți? Da, fiecare. Cu obsesiile sale. Bun. Vreau să vă arăt cam cum se vede. Așa se vede. Așa vă vedeți și voi în video ăsta. Vedeți și frumos sunteți când faceți așa? Așa faceți. Bă, vă jur, ca și bărbați, dacă nu ați fi de sex masculin, așa ați arăta. Voi vă dați seama cum vă auzim noi cât de proști sunteți? Voi vă dați seama când vă vedem așa? Știți? Cum sunteți priviți? Deci mă, că nu mai zice niciodată, nu mi-a dat și mie puțină recunoștință, da. Păi da, că eu sunt bun numai că sunt prost, că sunt prost, că sunt bun numai că sunt prost, numai că sunt bun, că sunt... Da, că de, că e că de că niciodată nu povestește, nu povestește câte ori am ajutat-o, de câte ori am... Ce ai făcut? Ce-ai ajutat? Ce-ai le ogolul tău? Ce-ai făcut? E, să fii om extraordinar, ce te-ți spunem? Băi, toți suntem așa. Ce-ai făcut așa extraordinar? Ce vrei să-ți dea? Trenă! Ce vrei să-ți fac? Ce vrei? Când vrei tu, cum vrei tu, că trebuia să zâmbească, să râde, să glumească, să facă... De ce nu trebuie să facă și Caterinca, mă? Lasă-mă, dar ce să fac Caterinca? Pentru ce să fac Caterinca? Cu tine? Tu știi să faci Caterinca? Bă! Caterinca știi să faci la nivelul meu! Adică, înainte să vrei să te duci să faci o Caterinca cu un om, gândește-te așa, răspunde-ți ție, ca prost. Băi, sărăcie, care vreau să zică, oare poți să comunic cu omul ăla sau nu? Ce nu se întreabă? Bun. Acesta fiind spuse, nu știu cum o să-l numesc acest video, mă doare fix în cur. Dacă am asta, este ipocrizia, ca voi să înțelegeți, ipocrizia este atunci când te adresezi unei categorii, când te adresezi de fapt unor adulți și te adresezi de fapt unor minori, pentru că da, sub 18 ani sunt minori, degeaba puneți voi bip, voi tot pulă, pizdă și muie și tot felul de caracterizări ați făcut acolo. Stați liniștiți că cei sub 18 ani sunt mult mai deștepți decât erați voi la, sau marea majoritate a unora dintre voi la 20, 30, 25 cât dracu ați fi voi acolo. Bun. V-am explicat că la un moment dat și în firma respectivă avea impresia că eu ca și angajat care veneam acolo și aveam o sumă de bani, îi datoram ceva, pentru că datorează șeful ăla mare. Știi? Eu am venit odată cu sugestia să, dacă tot toată lumea vrea șpagă și bani în plus și beneficii, pentru că acolo era pe sistemul, lasă-le mă să se ajute unele pe altele, mă, ce să ajute unele, bă, de ce să fiu eu sclavul ei, mă, știi, că ești într-o firmă, bă, știi, într-o firmă, primești salariu, când nu-ți convine salariul, pleci, nu devii un troglodito impotent, o nenorocit, o scârnăvie penală, să spui, de ce mă, că i-a rămas până la sfârșit, că zici, mă, că dă-te dracu, ai rămas că ți-e frică să nu te angajezi, vezi că 20-30 cât au fost atunci acolo, erau niște băieți. Aia mișto, bă! Aia că a auzit că nu se înțelege, s-a dus dracu și a căutat în altă parte de job, de muncă. Trebuie să stea când a văzut mâncătoria care era între voi acolo. Că nu vă mai ajungeați un os, nu mai știați care și cum. Pe care din modele de pe acolo să vă duceți să vă puneți voi prietenie, dar prietenie în afara studioului, știți? Voi vroiați beneficii în afara studioului. Voi nu puteați să existe echipă frumos, să se vorbească frumos în studioul respectiv. Băieți, așa cum erau băieți, fete, nu mai conta. Că nu asta era important.
se poate să fie și studiouri mixte, unde sunt și băieți și fete. Nu contează asta, că e comunicarea, știi? A, de ce au putut, mă? Nu s-a mai putut, au plecat frumos și au văzut de treaba lor. Unii dintre ei m-au ajutat, au sărit, alții mi-au spus că nu pot. Nu e ca aici, bă, trebuie să căcim, mă, și vorbiște despre mine, o ghimă, mă, de importantă, e foarte importantă. Păi tu te, mă, caută-l, pă bune, caută varianta feminină, dacă că chiar te crezi mare, straight și extraordinar și nemaipomenit, caută varianta straight, varianta lui Costică să-ți repereze onoarea. Pentru că gura lumii întotdeauna va vorbi. Și de cele mai multe ori ți se pun în gură cuvinte care nu le-ai spus tu. Și dacă tot mi-a fost puse cuvintele în gură fără să le fi spus eu, nu, bine, acum mi le-am pus singur așa ca să vezi cum se aude. Așa se aude. Dacă într-adevăr eu aș fi spus lucrurile respective, le-aș fi spus așa. Ai înțeles? Frumos. Că eu n-am timp, bă, nene, să stau, să-mi pierd vremea cu toate prostiile de pătera care erau în momentul respectiv. Eu mă duceam la firmă, aveam altele de făcut, eu vroiam, aveam nevoie de bani, aveam nevoie să fac aia, aveam nevoie să mi se facă aia, aveam nevoie să mi se facă aia, că nu se poate. Păi ce le bă, pizda mătii, ce te doare gura să spui că vrei bani? Ca să faci un serviciu? Că te tratează ca pe niște... Băi, spune, ce are, spun? Oamenii care nu vor să-mi... care nu au vrut să-mi facă niciun fel de favoare sau nu au vrut să mă ajute, mi-au spus în față. Ce am adus și am alergat pe drum? Se strâng de gât? Ce li s-a întâmplat? Bă, nu vă este deloc rușine, în general, în țară, știi? Și vă ascundeți. Nu vreți să-i spuneți unul. Eu măcar spre deosebire de voi mi-a făcut măștia. Am ieșit în față cu fața mea. N-am ieșit. Nu mi-am pus nu știu ce. Dar cumva să afle, mă, vecinii ce fac. Dar și dacă află ce? Și dacă află ce? Ce? O să aștepte să mă duc să le fac un striptease. Vezi că nu ofer striptease. Și nici, uite-te la ăștia că mi-a trimis mesaje. Dar să ne întâlnim și noi ca să facem BDSM. Taci, dracu! Te-a întrebat cineva ceva? Pizda mătii. Bun. Deci, ne auzim de bine, bă, prostiilor, ce sunteți, că așa e în viață de zi cu zi, să disperați, da? Voi râdeți de niște proaste care vine și vă dă, proastele alea râd de niște, nu știu care dă niște, nu știu ce, vinde de la nu știu pe unde și vine și aduce și zice că e mare șmecherie pe basculă și că prezintă toată ziua și vă dă în ochi câte un produs, vă dă în ochi câte un produs, vă mai dă în ochi câte un produs, vă mai dă în ochi, așa, mai dă în ochi câte un produs. Așa, vezi că eu am sponsorizat Dorna, da? Datorită acestei extraordinare și nemaipomenite și extraordinare persoane care sunt eu, în acest moment, dacă vă explodează mâine vânzările la așa, să știți că dacă au venit 20 de oameni, că la mine 20 de oameni, să uită, așa, corect, da? Ok, eu n-am o tonă de proști, chiar dacă eu. Spun, sau mai sunt niște din astea. Da, mă, de ce că trebuie să facem mișto, mă, de niște din de ăștia așa care sunt așa mai oropsiți ai sorții. Dar mai bine să vorbim noi despre noi, să facem noi niște... Care noi? Care noi? E două noaptea și eu urlu. Care noi, mă? Tai, drecu de canalie, ce te-a făcut măta? Dă-te, drecu de imbecil! Cum ai vrea să spun? Cum să spun frumos? Ce? Care noi? Vrei să fie noi? A, că vrei să fie! Nu există noi! N-avem noi! Nu mai alergați, mă, cu... Că nu sunt câinii cu colaci în coadă pe drum! Vezi o femeie care se descurcă? Băi, aia este, mă duc, tu îți dai seama, eu cu mine, care sunt extraordinar, și ea cu ea, te vezi tu, bă, nene, păi rupem universul! Atât de proști suntem! Și după aia spuneți, nu, eu când vă văd, nu este o insultă, e o constatare. Voi asta sunteți! Cum sunteți? Naivi! În viața voastră, de zi cu zi, aveți impresia că sunteți mai extraordinari
decât altul de lângă tine. Vezi că nu ești mai extraordinar decât altul de lângă tine. Nu mai fiți în halul ăsta de imbecil, mă! Nu-i mai... Nu vă mai... Nu mai deveniți... Nu mai nimic... Deveniți așa și nimicnicii. Nu vă mai nimic... Nu mai nimic... Nu mai încercați să micșorați oamenii de lângă voi. Să credeți că voi sunteți mai extraordinari decât ei. Că nu sunteți, mă! Sunteți o apă și un pământ toți. Și la fel și noi toate. Suntem o apă și un pământ. Ce tot atât acum? Hai, sunt și eu sunt așa extraordinară, dragă, da, eu sunt așa adevărată. Sunt așa adevărată. Eu sunt așa pe opulență, tipă, da. Și eu sunt femeia care am făcut bani, mă, bani, 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 bani. Bă, nu vă e rușine, bă! Să le auzi îndă bine, bă. Proștilor. Și proastelor. Că nu mai poți, tată. Conație de așa ceva, n-are cum.